Persoanele din sportul argeșan salută intrarea formației BCMU Pitești în top 6 la nivel național. În plus, BCMU poate avansa în finalul primei părți a sezonului până pe locul 4. Mă bucur să constat că Hristu Șapera a confirmat valoarea cu care este catalogat. Lotul ușor a devenit un omogen și am asistat la rezultatele bune, la parcursul demn pe care l-au avut băieții noștri pe parcursul acestei bucăți de campionat. Îmi doresc evoluții bune în continuare, cred că premizele sunt propice pentru că, din ce știu, liniștea bugetară este un subiect care duce la performanță și din punctul ăsta de vedere echipa de basket nu a avut probleme. În ultimul duel din prima parte a campionatului BCMU Pitești are joc la Târgu Mureș.